tuturor! Astăzi vizităm împreună Giardinii di Zoe. Sunt cele mai frumoase grădini din România. Sunt absolut superbe. Cu siguranță o să vă placă imaginile care urmează. Sunt recunoscute în toată țara și vă sfătuiesc cu drag să le vizitați când ajungeți în Hunedoara. De asemenea, vreau să vă spun să rămâneți pe acest canal de YouTube, să nu uitați să dați un share, un like și abonare, pentru că urmează foarte multe clipuri frumoase din locații superbe. Urmează și acel daily vlog despre care am vorbit pe Instagram, după care vom vedea un pic turismul din Bulgaria și dacă se merită să-ți faci o vacanță în Bulgaria față de o vacanță pe litoralul românesc. Urmează și acel clip curând și pe contul meu de Instagram, Emanuela Radu Elena, totul legat cu litere mici. Acolo, dacă intrați, o să împărtășim păreri, o să discutăm despre ceea ce urmează să fie postat și vă doresc să vă bucurați de o vară superbă și veselă, cu momente frumoase alături de cei dragi. Creatorul grădinii este din Italia, a venit acum 22 de ani la noi în România cu afaceri de încălțăminte. Tot ce o să vedeți în grădină este fără arhitect, fără peisagist, este gândirea dânsului. Când ajungeți la cei doi stâlpi, o luați la stânga, ajungeți la sculptura, la boca de verita, gura adevărului. Legenda spune, pentru cei care introduc mâna și nu spun adevărul, pot rămâne fără mânuță. Tot acolo vă întoarce și urcați sus pe deal. De acolo se vede toată imaginea grădinii. Casa roz din grădină are toaletă, lângă este un bar și o bucătărie. Între ele este o alee unde vă duce în cealaltă grădină cu flori în patru culori. Toate obiectele ce o să le vedeți în grădină sunt originale aduse din Italia, unele anticariate, unele luate din muzeu și refăcute aici la noi în România. Domnul Giovanni are doi nepoți la care o să rămână grădina moștenire Zoe și Achille, după care s-a și dat denumirea la grădină. De sus, de pe deal, o să vedeți toată imaginea. I Giardini di Zoe este proiectul de suflet al proprietarului, domnul Giovanni Salvatelli, un italian din zona Ancona, regiunea Marche. Amenajarea acestor grădini de basm a început în anul 2003. Domnul Salvatelli susține că acest loc l-a atras de la prima vizită, deoarece are un spirit pozitiv, o energie bună. Grădina poartă numele nepoatei sale Zoe și, din punctul lui de vedere, ar putea reprezenta prototipul femeii ideale, deoarece în această grădină găsești un echilibru. Proiectul a fost conceput după planuri proprii, pe care le-a dezvoltat fără niciun ajutor specializat. Partea aproape gata se întinde pe 3,5 hectare și este într-o continuă dezvoltare. Din anul 2018, Giardinii di Zoe a devenit un adevărat obiectiv turistic, reușind să-și câștige popularitatea și prin viziune, dăruire, iubire, dar și muncă, Giardinii di Zoe a ajuns în acest moment cea mai frumoasă grădină aristocrată din România. Sper că v-a plăcut acest clip, sper că v-au plăcut Giardinii di Zoe. Să-mi lăsați în comentariu părerea voastră și ce altceva v-ați dori să mai vizitați sau ce locație vi se pare vouă cea mai frumoasă din România sau din Europa sau care este locația voastră de vacanță ideală. Îmi puteți scrie în comentarii și așa poate găsim și noi idei dacă vă doriți să filmăm într-o anumită locație. Îmi puteți scrie în comentarii. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o vară superbă!